Cel mai bun sfat primit de la părinți. Ce? Cel mai bun sfat primit de la părinți. Poți să înjur pe acest cum să nu? Și din nou, pentru al nu știu câtelea vlog, demonstrează că deși e patron, o la munca aia de susi. Ce prost scru. Window shopping, vin băieții. Ăsta, round the ball. Am blocat ușile. Ați consumat băuturi alcoolice? Du-te de aici. Ce ziceți, mă, băieți? Vă place lumina? Mi-e bine, mă doare spatele. Am și bomboane și apă plată acolo. Nu vreau bomboane, mersi mult de tot. Fac accident acum, e ca Dorian Pop așa. Și atent, ce ți-ai propus tu de Revelion? Revelionul ăsta care a fost și s-a dus dracu. Mi-am propus să nu se prăbușească avionul cu mine după, că eu noaptea de Revelion am plecat în Amsterdam. Pentru că pe mine nu mă întreabă nimeni și trebuie să-mi răspund singur tot timpul. Eu de Revelionul trecut nu mi-am propus absolut nimic, căci eram consumat în alcool și nu mi-amintesc mare lucru. Și nepropunându-mi nimic, iată că am reușit nimic. Asta e bună de aruncat. Deci vă zic, cine va lua banii aici, i-a luat degeaba. Nu? Nu, Cornel? George, îți place decorul? Lui George nu-i plăcea decorul, dacă m-am dus și l-am aranjat după aceea. Acum George poate să meargă din nou. Sună și tu la zi. Vedeți că au venit musafirii. Ce faci, George? Ce faceți, frate? Pun și eu mixtape-ul acolo, dar... Nice! Splendat! Ala, să știi că e un creion dermatograf special. Da. Care pentru bifie. Da, pentru bifie. Și cât timp trebuie să stai pe ăla? Mama, odată că până când înveți, până când rostești în așa fel, încât cel de lângă tine să înțeleagă ce spui. Trebuie, practic, secretul este să exagerezi. Eu întreb tot timpul oamenii apropiați ai celui care cântă chestii de să zici tu ce vei despre Irina Rimă. Păi ce, o să fie prima fată din mainstream, de fapt primul artist din mainstream care a venit la Urban și o să rupă. Așa, și ceva ce n-am ști. Are probleme cu dicția în română, okay. Că e moldoveancă. Ce surpriză! Aici e vocea din capul cine tuturor. Cine a fi zis? Cine s-a fi gândit? Hai că-ți zic eu ceva, a zis că face cea mai bună ciorbă. Da? Da, e challenge, a dat challenge. Ce? Vorbea de tine. De rău sau de bine? De bine. De bine? Da. Ce zicea de bine? Vreau să știu. Că faci cea mai bună ciorbă, așa se zvonește. Se zvonește? Se zvonește. Chiar ea a lansat zvonurile. Da. Ăsta e spiritul. Și din nou, pentru al nu știu câtelea vlog, demonstrează că deși e patron, o la munca aia de susi. Vezi. Irin, să nu te faultezi. Nu e prin, n-ar fi prima oară când îmi iau un microfon în cam dans. Acolo. Tot mai drăguț, nu? Da. Mamă, ce ninja ai fost. Urcăm pe un mi-a căzut coafura și machiajul, mi-a căzut bun. Machiajul? Putem chiar să o regizăm. Nu mai avem ce să regizăm. Mi-a zis mama odată că nimeni nu înțelege și nimeni nu te iartă, că lumea e oarbă când e vorba de efort și nu trebuie să știe nimeni cât ai muncit de fapt, că viața ta e crudă și trebuie să mergi numai cu fruntea înainte, niciodată să te pleci când greutățile te apasă și oare de ce? Pe alții totul bine, numai la tine nu e, că n-ai un ban pus deoparte și nu-i cu Doamne ajută să îți faci și tu parte și a trebuit să te angajezi să faci ceva în loc să vezi de visul tău, să ajungi acolo unde vrea inima ta, acolo unde visai de mic. Ce mănânc la dejun sau prânz? Și WhatsApp-ul să fie noaptea închis. Real, vreau totul real, așa. Gata, pot să te întreb? Da. Cel mai bun sfat primit de la părinți. Ce? Cel mai bun sfat primit de la părinți. Poți să înjur pe acest cum bun? Să nu? Cum are drag? Stai, formulez totuși. Se va uita mama la mine. Așteaptă întâi să intre capul, apoi fundul. Ok, într-o altă notă, piesa preferată. Vai, ce întrebare grea. În momentul ăsta, hai să zicem drip, Tigran Hamasyan. Eu o să zic niște glume semi-proaste. Și te-ai la ele? Nu, adică dacă simți la un moment dat că mă doare carnea și n-ai râs la nimic, poți să râzi forța la una, m-a răjutat foarte tare. Zic, da? Da. Știi de ce a fost Velea îngrijorat săptămâna trecută? Că și-a pierdut eu nu știu cercelul. Ai avut vreodată... Da. Ce? Da.
Da? Ok, mergem mai departe. A fost vreodată un moment când ți-a zis cineva că nu poți să faci ceva și după ai făcut și te-ai dus la ei și ai zis șahmat hatere sau? Nu. Nu? N-ai demonstrat nimeni nimic niciodată? Nu, n-a avut nimeni curajul. Da, am înțeles. Bine. Câini sau pisici? Pisici, am pisică. O iubesc de mor. Nu mai pot. Știi cu ce piesă a deranjat Smiley Orbi? Ne vedem noi. Cea mai amuzantă sau semi-penibilă chestie pe care ai pățit-o la un eveniment? Eram la un concert cu Raluca, eram în spate, abia lansasem Visele, era deja de vreo 3 sau 4 săptămâni pe radio și vedeam în public o fetiță care se tot uita la mine, dar foarte insistent. Și mă gândeam, Doamne, primul meu fan, și voiam că parcă vrea să vină spre mine, dar ezita și la un moment dat s-a rupt de mulțime, a alergat spre mine, într-un suflet, m-a luat în brațe, s-a uitat, era mică, s-a uitat așa la mine și zice, vai, îmi place atât de mult piesa ta, Condimente. Și tu ce ai zis? Nimic, am zis, mă bucur foarte mult să ne ascult și celelalte piese, că și alea așteptam. Știi cum se numește o companie de jocuri video cu țâțe mari și bună rău? Cum? Rubisoft. Știi cum se numește cea mai... Pentru că Rubi are țâțele. Continuă versul. 5 bani, 10 bani? 15-25 de bani. Dacă nu făceai asta, ce job ai fi? Probabil economist. Ok. De ce? Pentru că toți părinții. toți. Pentru că toate rudele mele activează în domeniu. Fratele meu e contabil, mama contabilă, tata contabil, câinele meu e contabil și câinele mele sunt contabil. Tot așa mai departe. Știi cum se numește cea mai comodă saltea? J'adorme o da noapte! Nu, că nu mă doare inima mine, îți dai seama sau... Dar asta tu le-ai compus bine? Nu, le-am luat. Nu e că când scrie așa ceva, fă să râd. Știi cum îi se zicea lui Luca Blitz dacă se băga pe fotografie? Luca Blitz. Dar știi cum îi se zicea lui Luca Blitz dacă făcea covrigi? Luca. Într-o notă mai deep, pentru ce ai fost ultima oară recunoscătoare? Pentru tot. Pentru concerte, pentru că nu le mai am acum și mi-am dat seama cât de importante erau și câtă bucurie mi-aduceau în viață. Dar, în general, sunt recunoscătoare pentru sănătate, pentru că de cele mai multe ori îmi dau seama că sănătatea mă dă cel mai mult de gol și atunci când o am, mă simt foarte bine și zic mulțumesc pentru sănătate. O să profit cât mai mult de perioada asta în care sunt sănătoasă. Știi cum îl cheamă pe vărul lui Mario Fresh? Emil Limonadă. Pune reacția asta la tot ce am zis. De ce prost scrie? De ce am venit aici? Câte minute au trecut? De când ai venit aici? Nu, de când ai început să citești asta. Maxim două. Două minute de viață pierdute, ok, bine. Wow, dar știu că nu, am înțeles, e ok, nu, că nu mă doare nimic. Sunt foarte fani. Da, nu, știu, dar nu, îți dai seama. Nu, da, știu, nu, știu. Nu, l-am uitat acasă. Mhm, Abia aștept să ajung acasă să scriu comentarii. Ultima și gata, și cu Nane și nu mai insist. Știi de ce Nane n-ar putea să fie un bun fizioterapeut? Niciodată nu tinde coarda. Da, hai că... Bă, mulțumim mult că ai venit și... Mulțumesc și eu. Mult, a fost foarte funny. Da, dacă vrei să o iei tu înainte, ar fi mai... Ești gentleman, da? Pa, atunci. La revedere. Lasă ușa deschisă. Lasă deschisă că mai ieșim să te mai mult. Și iau tu înainte, mai... Și mie și uita mai... Uita cum te cheam. Nu, contează, nici n-am făcut nu știu ce aia la vei.